Foarte mulți români nu concep să treacă vara fără a merge cel puțin o dată spre plajele Mării Negre. Dar puțini români înțeleg că un drum spre litoral înseamnă de fapt un drum prin istorie. Întregul țărm românesc al Mării Negre este de fapt un imens șantier arheologic. Din sud, unde sub orașul Mangalia de astăzi se afla cetatea Calatis, și până în nord, unde pe malurile lacului Murighiol se afla cetatea romană Halmiris. Un alt obiectiv istoric este celebrul și frumosul pod de la Cernavodă al inginerului Salini, pod care a semnificat unirea României cu Dobrogea după războiul de independență din 1877. În episodul de astăzi vom vorbi despre un alt obiectiv încărcat de istorie. De fapt, este vorba despre un canal. Pentru unii, acesta reprezintă un simbol al regimului comunist, iar pentru alții, el semnifică legătura noastră navigabilă cu Europa. Vă propun așadar să vedem istoria construcției canalului Dunăre-Marea Neagră. Despre necesitatea unui astfel de canal s-a vorbit prima dată la sfârșitul secolului al XIX-lea, după ce Dobrogea a intrat în granițele statului român. Apoi, în perioada interbelică, și regelui Carol al II-lea i s-au prezentat alte proiecte. Dar cursul istoriei n-a permis începerea lucrărilor. Cel care avea să inaugureze canalul Dunăre-Marea Neagră a fost regimul comunist al lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Ambalate în propagandă ca fiind o mare realizare a noului regim popular, lucrările la acest șantier au început în anul 1949. În acei ani, la lucrări erau folosiți muncitori liberi, dar și mii de deținuți politici. Drept care putem spune că acest canal a fost un uriaș lagăr de muncă forțată, un punct pe harta gulagului românesc. Lucrările la canal nu au putut fi duse la capăt, drept care prima etapă a șantierului s-a oprit în anul 1955. La mijlocul anilor 70 a fost rândul lui Nicolae Ceaușescu să reia acest proiect ambițios. El dorea, printre altele, să demonstreze că România socialistă a epocii sale era net superioară României populare a lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În consecință, o plenară a Comitetului Central din iunie 1973 relua construcția canalului sub numele Complexul Hidrotehnic și de Navigație Dunăre-Marea Neagră. Noua etapă a lucrărilor a început în anul 1975 și avea să se întindă pe următorii 9 ani. Pentru construcția canalului au fost necesare peste 300 de milioane de metri cub de excavații și au fost turnate 4 milioane de metri cub de betoane. Lucrările de taluzare au acoperit 4,1 milioane metri pătrați. La ansamblul lucrărilor au participat 38 de institute de studii și proiectare din țară. În perioada de vârf a lucrărilor, pe șantier erau 7.000 de mașini, 500 de excavatoare, aproape 500 de buldozere și aproape 200 de macarale auto. Numărul celor care au lucrat la canal în anii lui Nicolae Ceaușescu este de aproximativ 30.000 de muncitori sau soldați în termen, dar și studenți sau elevi care făceau acolo practica industrială. În total, canalul Dunăre-Marea Neagră are peste 95 de kilometri lungime și scurtează drumul spre portul Constanța cu 400 de kilometri. Capacitatea anuală de transport a acestei artere navigabile este de 100 de milioane de tone marfă. Costul total al acestei uriașe investiții a fost estimat în anii 80 la circa 2 miliarde de dolari. Inaugurarea canalului Dunăre-Marea Neagră a fost făcută de Nicolae Ceaușescu în ziua de 26 mai 1984. De atunci și până astăzi, românii s-au raportat în mod diferit la această realizare. Pe de o parte, ea aduce aminte de abuzurile epocii comuniste. Pe de altă parte, acest canal românesc a devenit o parte importantă din giganticul coridor fluvial european Rin-Main-Dunăre, care leagă Marea Nordului de Marea Neagră. Morala acestei povești ar trebui să ne invite la mai mult pragmatism, început ca un mormânt comun al burgheziei române și terminat ca un loc de practică pentru studenții epocii Nicolae Ceaușescu, canalul Dunăre-Marea Neagră rămâne una dintre marile realizări ale României în secolul 20. Atunci când în drumul nostru spre mare ne intersectăm cu această panglică de apă, ar trebui să ne aducem aminte că pe malurile ei a fost și suferință, dar și bucurie. Toate acestea se cheamă astăzi comerț internațional.
În toamna anului 1940, savantul Nicolae Iorga abia împlinise vârsta de 69 de ani. El era un om experimentat și, în ciuda vârstei, mintea lui rămăsese tânără și foarte ageră. Clipele sale erau însă numărate pentru că legionarii îl considerau responsabil de uciderea lui Corneliu Zelea Codreanu. În consecință, un comando legionar a pus în aplicare o condamnare la moarte. Vă propun să vorbim astăzi despre enigmele asasinării lui Nicolae Iorga. La sfârșitul lunii noiembrie a anului 1940, Nicolae Iorga se afla la vila sa de la Sinaia. Fost prim-ministru și fost susținător al regelui Carol al II-lea, savantul Iorga era mai ales cunoscut pentru opera sa și pentru calitățile sale de profesor și de istoric. Politic vorbind, Nicolae Iorga fusese unul dintre părinții naționalismului românesc modern. Dar la sfârșitul anilor 30, relațiile dintre legionarii lui Corneliu Zelea Codreanu și Nicolae Iorga s-au stricat iremediabil. De fapt, legionarii îl considerau pe Nicolae Iorga responsabil de arestarea liderului lor în aprilie 1938. Mai apoi, asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu i-a făcut pe legionari să-l urască și mai mult pe Nicolae Iorga. Și astfel ajungem în ziua fatidică de 27 noiembrie 1940. În după-amiaza acelei zile, istoricul se afla în biroul său la etajul vilei. Scria și tocmai ceruse o cană de ceai. La ora 17:30, la ușa casei au apărut 7 persoane îmbrăcate în negru, care s-au recomandat a fi poliția legionară și au spus că au mandat să-l ducă pe Nicolae Iorga la București pentru un interogatoriu. Istoricul Iorga n-a opus rezistență și în minutele următoare a coborât în curte alături de legionari. În drum spre mașină, în calea grupului, a ieșit Alina, fiica lui Nicolae Iorga, care s-a oferit să-și însoțească tatăl la București. Dar legionarii au refuzat-o, spunând că nu mai au loc în mașină. De fapt, Nicolae Iorga nici n-a mai ajuns la București în acea zi. În dimineața următoare, el a fost găsit împușcat la marginea unei păduri de pe drumul spre capitală, în dreptul satului Strejnic. În jurul cadavrului erau 9 tuburi de cartușe trase. Astfel a sfârșit cel mai mare intelectual român al secolului al XX-lea. Deși totul pare foarte clar, există încă multe speculații cu privire la asasinarea lui Nicolae Iorga. Pentru unii, prima enigmă este dacă generalul Ion Antonescu, aflat atunci la conducerea statului, putea face ceva pentru protecția savantului. Există foarte multe ipoteze pe acest subiect. Personal, cred că Ion Antonescu nu este vinovat de moartea lui Iorga, dar este cert că relațiile dintre cei doi nu erau deloc bune, iar neîncrederea dintre ei era cu totul reciprocă. O altă enigmă este pentru unii cine anume e autorul moral al acestui asasinat. Unii simpatizanți de ieri sau de azi ai legionarilor spun că legiunea condusă de Horia Sima nu ar fi implicată în moartea lui Nicolae Iorga și că cei care au făcut crima ar fi fost manevrați de la Moscova, de către Stalin. Teoretic, dictatorul Stalin de la Kremlin ar fi fost interesat în crearea unei stări de haos în România, iar pentru aceasta asasinarea unui personaj cunoscut precum Iorga putea fi o mișcare bună. Ipoteza implicării lui Stalin în omorârea lui Nicolae Iorga este spectaculoasă, dar din păcate adevărul e cu mult mai banal și mai crud. Este cu totul credibil că asasinarea savantului a fost rodul fanatismului unor legionari români, care doreau astfel să răzbune moartea lui Corneliu Zelea Codreanu și să-i pedepsească pe cei care lucraseră cu regele Carol al II-lea. De altfel, în noaptea precedentă a asasinării lui Iorga, 64 de foști demnitari ai lui Carol al II-lea fuseseră împușcați în închisoarea Jilava. Iar mai înainte, cu câteva ore de omorârea lui Iorga, în aceea zi de 27 noiembrie, se pare că același comando legionar l-a asasinat și pe marele economist, profesor și ministru țărănist Virgil Magiaru. Ultimele cuvinte ale lui Nicolae Iorga către soția sa în timp ce ieșea din casă au fost legate de cartea la care lucra. Ai grijă, te rog, de foile la care scriu, a spus el. Morala poveștii noastre este una mai veche decât lumea. Oricând câteva gloanțe pot ucide un savant, dar spiritul, pe termen lung, este mereu mai puternic decât sabia. Astăzi, fantasmele legionare au ajuns printre deșeurile istoriei, dar cărțile lui Nicolae Iorga se află în casa oricărui român ce se respectă.
Probabil că puțin dintre dumneavoastră s-au întrebat vreodată ce legătură ar putea să existe între liderul comunist Ceaușescu, regele Dag Burebista și șaful Iranului Reza Pahlavi. E bine, o legătură există și încă una directă. Oricât ar fi de greu de crezut, Nicolae Ceaușescu l-a descoperit pe Burebista nu în cărțile românești de istorie, ci în urma unei vizite în Iran. Vă propun așadar în cele ce urmează să intrăm în tainele acestei povești adevărate. Una dintre cele mai mari ceremonii propagandistice din timpul regimului Ceaușescu a avut loc la începutul lunii august a anului 1980, pe fostul stadion 23 august din capitală. Printr-o uriașă mobilizare de forțe, regimul de la București aniversa nici mai mult, nici mai puțin decât 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent pe teritoriul României. Pe arena stadionului, în fața conducerii de partid și de stat, un actor ce juca rolul lui Burebista se îndreaptă la un moment dat către tribuna în care se afla Ceaușescu și îi predă acestuia o ștafetă simbolică. Mesajul era clar. Ceaușescu era continuatorul peste milenii al lui Burebista. În paralel, în București avea loc un congres mondial de istorie la care participau peste 3.000 de specialiști veniți din toată lumea, fără îndoială că mulți dintre ei au înțeles mesajul. În legătură cu acest uriaș eveniment al propagandei, dăinuie până astăzi mai multe întrebări. În primul rând, oare de ce a fost ales Burebista și de ce nu a fost folosit Decebal, care era mult mai cunoscut printre români? Răspunsul e simplu, nu numai că Burebista era un rege dac mai vechi decât Decebal, dar mai ales nu fusese învins pe câmpul de luptă de Imperiul Roman. Așa cum Burebista rezistase prin diplomație marelui împărat roman Cezar, la fel Ceaușescu dorea să arate că va rezista în fața oricărei mari puteri vecine, cum ar fi fost Uniunea Sovietică. O altă întrebare este de unde oare a venit lui Nicolae Ceaușescu această idee a celebrării statului dac. La drept vorbind, istoria dacilor nu are o cronologie foarte precisă, astfel încât niciun istoric nu putea ști dacă, într-adevăr, în anul 1980 se aniversau fix 2050 de ani de la statul lui Burebista. Și astfel ne apropiem de cheia problemei. Ideea acelei mari acțiuni propagandistice nu i-a venit liderului Ceaușescu din vreo carte de istorie, ci dintr-una dintre vizitele externe care lui îi plăcuse cel mai mult. La mijlocul lui octombrie 1971, Nicolae și Elena Ceaușescu fuseseră invitați în Iran, acolo unde șahul Reza Pahlavi organizase manifestări fastuoase pentru celebrarea a 2500 de ani de la apogeul fostului Imperiu Persan, care înflorise pe teritoriul Iranului sub regele Cirus cel Mare. La această sărbătorire au venit zeci de lideri mondiali, regii și reginele Belgiei, Danemarcei, Olandei, Norvegiei, președintele iugoslav Broz Tito era și el acolo, la fel și președintele Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Podgornei și mulți, mulți alții. Ceaușescu a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut în Iran, încât imediat și-a dat seama de valoarea propagandistică a unui astfel de eveniment. Șansa lui Ceaușescu a fost că în anul 1975, Congresul Mondial de Istorie, care avea loc în America, la San Francisco, a acceptat propunerea României ca următorul congres din anul 1980 să fie organizat la București. Iar Nicolae Ceaușescu a decis să profite de prezența istoricilor străini la noi pentru a le da o lecție despre vechimea poporului român. Concluzia acestei povești este o coincidență ce marchează atât manifestarea din Iran, cât și cea din România. La 8 ani de la organizarea celebrării lui Cirus, șahul Reza Pahlavi a fost înlăturat de la putere în anul 1979 printr-o revoluție. Similar, la 9 ani de la organizarea celebrării lui Burebista, și Nicolae Ceaușescu a fost înlăturat de la putere în anul 1989, tot printr-o revoluție. Morala poveștii noastre este aceea că liderii politici pot controla trecutul, dar nu și viitorul. Dintre toți liderii comuniști ai secolului al XX-lea, a existat unul pe care atât Gheorghe Gheorgheu Dej, cât și Nicolae Ceaușescu l-au privit cu invidie și cu admirație. Acesta a fost conducătorul comunist iugoslav Josip Broz Tito, drept care în episodul nostru de astăzi vă propun să recapitulăm împreună istoria relațiilor româno-iugoslave în timpul regimului comunist.
Dintre toate cele patru țări aflate în jurul României la mijlocul secolului trecut, Iugoslavia era țara cu care de-a lungul istoriei am avut cele mai bune raporturi. De altfel, la un moment dat chiar ne-am încuscrit cu regatul Iugoslaviei. Aceasta după ce în anul 1924, principesa Maria a României, fiică a regelui Ferdinand, alintată în familie Minion, s-a căsătorit cu regele Alexandru al Iugoslaviei, alintat Sandro. La mijlocul anilor 40, comunismul propagat de Moscova a contaminat deopotrivă România și Iugoslavia. Dar există aici un detaliu important. În timp ce Gheorghe Gheorghiu Dej și chiar tânărul Nicolae Ceaușescu petreceau anii celui de-al doilea război mondial în închisoare, în Iugoslavia partizanii conduși de Tito au luptat eroic împotriva lui Hitler. La nivelul anului 1945, în Europa eliberată de fascism, Gheorghe Gheorghiu Dej sau Ceaușescu n-ar fi avut nicio șansă de a ajunge la conducerea României, dacă nu ar fi existat în spatele lor armata sovietică. În schimb, liderul iugoslav Josip Broz Tito era deja o legendă vie la Belgrad, prin propriile lui fapte de arme. În decembrie 1947, pe când regele Mihai era plecat din țară la nunta verișoarei sale, viitoarea regină Elisabeta II a Marii Britanii, la București a fost primit triumfal Tito, ca prim-ministru al unei republici iugoslave în curs de comunizare. Dar relațiile dintre București și Belgrad s-au rupt dramatic în anul 1949, atunci când Stalin l-a izolat pe Tito, declarându-l un renegat al lumii comuniste. La nivelul anului 1950, România și Iugoslavia, ambele state comuniste, erau, grație șantajului lui Stalin, două state inamice. Pe malul românesc al Dunării se aflau panouri uriașe care îl arătau pe Tito drept un călău, de pe barda căruia curge sânge. Iar pe malul iugoslav al Dunării se aflau alte panouri uriașe care arătau România ca fiind o vacă pe care o mulgeau soldații sovietici. Reconcilierea dintre Gheorghe Gheorghiu Dej și Josip Broz Tito s-a produs abia în anul 1955, la 2 ani după moartea lui Stalin. Imediat a demarat un proiect ce avea să devină în deceniul următor un simbol al prieteniei dintre România și Iugoslavia comuniste. Amenajarea complexă a Dunării între Baziaș și porțile de fier. Lucrările la viitoarea primă hidrocentrală, cu diverse etape, s-au desfășurat între anii 1964 și 1972. Inițial, Moscova a avut suspiciuni la adresa acestui proiect româno-iugoslav și a dorit atât participarea proprie, cât și includerea Bulgariei. Dar Tito și Gheorghiu Dej au refuzat diplomatic aceste propuneri. Hidrocentrala 1 de la Porțile de Fier, ale cărei lucrări au fost inaugurate pe 7 septembrie 1964, rămâne și astăzi cea mai mare instalație de acest gen de pe fluviul Dunărea. Pe 24 august 1968, când Nicolae Ceaușescu se temea că Uniunea Sovietică ar fi putut ataca România, el s-a întâlnit cu Tito pentru a-i cere sfatul. Tito l-a sfătuit pe Ceaușescu să fie mai abil și să-și facă propria lui politică fără a-i provoca pe sovietici. La fel, în anii 70, Tito l-a ajutat pe Ceaușescu în încercarea acestuia ca România să intre în grupul țărilor nealiniate, un grup în care Tito era ca un patriarh politic. Atât Gheorghe Gheorghiu Dej, cât și Nicolae Ceaușescu l-au admirat pe Josip Broz Tito, dar mai ales l-au invidiat pentru legitimitatea pe care acesta o avea acasă și în străinătate. Liderul iugoslav a supraviețuit lui Gheorghe Gheorghiu Dej, dar avea să moară și el în anul 1980. La moartea sa, Iugoslavia era cu mult mai apropiată de Occident decât România. Astăzi, România este o parte a Occidentului, iar Iugoslavia nu mai există. De aici morala poveștii noastre, anume că niciodată nu trebuie pariat pe istoria viitoare. Din istorie și din literatură știm că viața satului românesc a fost rareori liniștită. De la invaziile turcești sau sovietice și până la grindina din zilele de vară, viața țăranului român a fost o continuă luptă pentru supraviețuire.
În episodul nostru de astăzi vom vorbi despre cea mai dramatică lovitură pe care satul românesc a suportat-o vreodată. Este vorba despre cooperativizarea agriculturii, începută de regimul comunist în anul 1949. Dintotdeauna viața țăranului român era direct legată de pământul pe care îl avea în grijă. În lumea satului românesc, pământul era principala valoare. Pentru pământ se făceau sau se desfăceau familii și tot pentru pământ se stabileau relații de prietenie sau de dușmănie. Altfel spus, pământul era principala rațiune de a fi a țăranului român. Imediat după ce a preluat puterea în primăvara anului 1945, regimul pro-comunist al lui Petru Groza a instituit un regim de cote pe care țăranii erau obligați să le dea statului. Cote de cereale, de lână sau de alte produse. La începutul lui martie 1949, un decret al Marii Adunări Naționale lichida toate proprietățile mari din țară. Moșiile au fost expropiate cu tot inventarul lor agricol. Cu acest prilej au trecut în proprietatea statului peste 340.000 de hectare, care au devenit gospodării agricole de stat sau GAS-uri, înființate după modelul sovhozurilor sovietice. Și tot atunci, între zilele de 3 și 5 martie 1949, a avut loc o plenară a Comitetului Central care a declanșat campania de colectivizare a tuturor pământurilor deținute de țărani. Astfel au luat naștere gospodăriile agricole colective, sau GAC-urile, care erau o copie a colhozurilor din Uniunea Sovietică. La începutul anilor 50, regimul lui Gheorghe Gheorghiu deja a început vânătoarea politică a chiaburilor. Erau numiți chiaburi cei care aveau loturi de pământ mai mari de 5 sau de 10 hectare și nu acceptau să le dea statului. În propaganda regimului, chiaburii erau prezentați ca niște monștri reacționari care se opun progresului. Ca formă de șantaj, copiii lor erau excluși din școli sau din facultăți. Interesant este că toată elita comunismului românesc a fost prinsă în această campanie de colectivizare. Cel care conducea campania era, bineînțeles, Gheorghe Gheorghiu Dej. Guvernul în acei ani era condus de Petru Groza, care el însuși fusese moșier, dar devenise un tovarăș de drum al comuniștilor. Ana Paucăr, în poziția ei de vice-prim-ministru, a jucat de asemenea un rol important în campanie. Puțin dintre români știu astăzi că până și mai tânărul Nicolae Ceaușescu a fost atunci parte din acest proces în calitatea lui de ministru adjunct al agriculturii. De-a lungul anilor 50, sute de mii de țărani care refuzau colectivizarea au ajuns în închisorile regimului. De la Aiud până în Balta Brăilei și de la Râmnicu Sărat până la coloniile de muncă de la canalul Dunăre-Marea Neagră, trebuie spus că partea cea mai mare dintre prizonierii politici ai regimului au alcătuit-o țăranii. Colectivizarea agriculturii a durat 12 ani și în cuprinsul ei a avut mai multe faze. Procesul cooperativizării agriculturii s-a încheiat în primăvara anului 1962. 96% din suprafața arabilă a țării a fost organizată în cooperative agricole sau în ferme de stat. Peste 3 milioane de familii de țărani au fost cuprinse în ceea ce se chema agricultura socialistă. Pe termen scurt, cooperativizarea agriculturii a fost o victorie a comuniștilor, dar pe termen lung, ea a condus la haosul care există și astăzi în agricultura românească. Cooperativizarea agriculturii operată între anii 1949 și 1962 a schimbat din temelii realitatea satului românesc. Morala poveștii noastre se vede astăzi cu ochiul liber oriunde în România. Rănile deschise atunci încă nu s-au închis. România importă astăzi bunuri alimentare pe care cu ușurință le-ar putea produce în țară. Iar o explicație pentru această anomalie trebuie căutată și atunci, în anul 1949. La sfârșitul anilor 80, România socialistă era o societate gri, tăcută și aparent paralizată sub controlul poliției politice a securității. Cum până și zidurile păreau a avea urechi, tot ceea ce puteau face românii era să șoptească bancuri și să asculte pe ascuns Radio Europa Liberă. Și totuși, cu toată apăsarea dictaturii, un miracol civic s-a petrecut la Brașov, la mijlocul lunii noiembrie a anului 1987.
Povestea noastră vorbește așadar despre un protest care a prefațat căderea lui Nicolae Ceaușescu și prăbușirea regimului comunist. În toamna anului 1987, Brașovul era o citadelă industrială a României socialiste, în care aproximativ 60% dintre locuitori lucrau în numeroasele fabrici sau uzine din oraș. Ziua de sâmbătă, 14 noiembrie, era o zi de salarii, dar foarte mulți dintre muncitorii Brașovului au avut surpriza de a primi doar jumătate din banii la care se așteptau. Pe foile de plată înmânate muncitorilor scria fără detalii că banii lipsă reprezentau rețineri sociale. Obsedat de ideea lichidării datoriei externe, regimul Ceaușescu ajunsese să ia bani până și din salariile muncitorilor. Confruntați cu această reducere salarială, în noaptea de 14 spre 15 noiembrie 1987, muncitorii din schimbul 3 de la secția 440 Matrițe a uzinei Steagul Roșu din Brașov au amenințat cu întreruperea lucrului. În dimineața zilei de duminică, 15 noiembrie, muncitorii din schimbul 1 veniți la lucru s-au solidarizat și ei și, în jurul orei 8 a dimineții, aproape 5.000 de muncitori s-au adunat în curtea întreprinderii. În mod spontan, au început să vocifereze la adresa conducerii uzinei, iar geamurile birourilor administrative au fost sparte cu pietre. În mod evident, organele de partid din Brașov au fost prinse pe picior greșit de acest protest spontan al muncitorilor. De fapt, atenția nomenclaturii de partid era concentrată pe altceva. În acea zi de duminică, 15 noiembrie, în toată țara aveau loc alegeri pentru structurile de putere locale ale regimului. În jurul orei 11, circa 400 de muncitori de la Steagul Roșu s-au îndreptat către sediul județean de partid din Brașov. Pe drum s-au alăturat alte sute de manifestanți, majoritatea muncitori la uzinele Tractorul sau Hidromecanica. Ei strigau: dați-ne banii noștri și vrem lumină și căldură. Sediul Comitetului Județean de Partid și cel al primăriei au fost luate cu asalt, iar portretele lui Nicolae Ceaușescu au fost aruncate în stradă. Muncitorii brașoveni au fost enervați cu atât mai mult cu cât au văzut că sediile puterii politice erau deja pregătite pentru sărbătorirea de după alegerile din acea zi. Primarul Dumitru Calancea a încercat să-i amenințe pe muncitori, dar aceștia au ripostat spărgându-i arcada. La fel, prim-secretarul județenei de partid, Petre Preoteasa, a fost atacat cu vârful ascuțit de la bățul unui steag și numai paltonul său gros de iarnă l-a ferit de un deznodământ dramatic. Vestea revoltei muncitorilor din Brașov a ajuns în aceeași zi în presa occidentală și prin intermediul postului de radio Europa Liberă. În zilele următoare, toți românii au aflat ce se întâmplase. Cum era de așteptat, regimul a acționat cu duritate. Mai multe sute de muncitori au fost anchetați, iar 61 dintre ei au primit sentințe de condamnare între 6 luni și 3 ani. Zeci de alți muncitori care fuseseră identificați printre manifestanți au fost expulzați din Brașov și mutați cu domiciliu obligatoriu la diferite fabrici din țară, din Oltenia și până în Moldova. Din fericire pentru ei, regimul care i-a condamnat avea să se prăbușească peste doar 2 ani. Această poveste adevărată din Brașovul anului 1987 vorbește atât despre istoria, cât mai ales despre firea românilor. Deseori s-a spus despre români că sunt un popor care îndură multe și care se revoltă greu. Și totuși, acea toamnă brașoveană ne-a arătat altceva. Cu toată prezența asfixiantă a securității, timorați de frig și de foame, muncitorii din Brașov au ieșit în stradă exact când autoritățile comuniste s-ar fi așteptat mai puțin. Morala acestei povești ne-ar putea fi spusă și de fostul primar brașovan Calancea. Românii se aprind greu, dar atunci când o fac, se lasă cu sânge. În episodul nostru de astăzi vă propun să vorbim despre românul care, fără să fie pilot, și-a petrecut cele mai multe ore în aer, în elicoptere sau în avioane. Personajul din povestea noastră avea la activ mii și mii de ore de zbor. A zburat către toate colțurile țării și spre aproape toate continentele. O parte dintre dumneavoastră deja o ghicit. Vom vorbi astăzi despre Nicolae Ceaușescu și flotila sa prezidențială. Până la sfârșitul anilor 50, conducătorii politici ai României zburau numai în avioane conduse de piloți sovietici. Dar în toamna anului 1957, o delegație de partid românească a avut un accident lângă aeroportul sovietic Vnukovo, de lângă Moscova.
În acel accident a murit liderul comunist Grigore Preoteasa, iar Nicolae Ceaușescu, deși se afla și el în avion, a scăpat doar cu câteva vânătăi. După accidentul de avion al delegației guvernamentale românești din anul 1957, Gheorghe Gheorghiu deja decis renunțarea la piloții sovietici și înființarea unei unități speciale de transport aerian pe lângă Ministerul Român al Forțelor Armate. Dar în octombrie 1962, Gheorghiu deja a avut și el un incident de zbor deasupra Chinei cu un avion sovietic Ilyushin 18. Din acel moment, deci s-a speriat de avion și a mers numai cu trenul. Cel care avea să profite din plin de noua apărută flotilă prezidențială avea să fie Nicolae Ceaușescu. La început, după mijlocul anilor 60, Ceaușescu avea la dispoziția sa două avioane sovietice Ilyushin 18, care erau conduse de piloți români atent selecționați. Zborurile cu Ceaușescu la bord erau considerate misiuni de importanță deosebită. Înaintea fiecărui zbor, aeronavele erau atent verificate, iar motoarele avioanelor din flotila prezidențială erau înlocuite după ce ajungeau la 60% din termenul de garanție. La începutul anilor 70, regimul Ceaușescu a negociat atât cu rușii cât și cu americanii achiziționarea unor avioane mai noi. Și astfel au intrat în flotila prezidențială două avioane Boeing 707, unul în 1974 și altul în 1979. Deseori Ceaușescu mergea cu un avion american Boeing la întâlnirile pe care le avea în statele socialiste. Aceasta era încă o dovadă a spiritului său de frondă, pentru că liderii comuniști veneau de regulă cu avioane sovietice. Numele de cod al flotilei prezidențiale în anii lui Nicolae Ceaușescu era Flotila 50 Aviație Transport. Ea cuprindea în principal două avioane și patru elicoptere. Efectivul uman al flotilei era alcătuit din 4 echipaje pentru avioane și 6 echipaje pentru elicoptere. Piloții și mecanicii se roteau cu schimbul și erau gata oricând pentru un zbor al cuplului Ceaușescu. Din familia conducătorului, cel căruia îi plăcea cel mai mult să zboare era fiul cel mic, Nicu Ceaușescu. Acesta chiar și-a luat un brevet de pilot, dar mama sa, Elena, nu l-a lăsat niciodată să piloteze un avion. Dintre piloții din flotila prezidențială, pilotul de avion Viorel Onica și piloții de elicopter Alexandru Popa și Vasile Maluțan au povestit în anii din urmă amintiri din misiunile lor speciale. Ca detaliu amuzant, Ceaușescu se obișnuise atât de mult cu elicopterele încât le folosea deseori la vizitele sale de lucru din țară și chiar la unele partide de vânătoare. La un moment dat, pilotul Popa povestește că Ceaușescu a împușcat câteva trofee chiar din elicopterul în care se afla. Tot ca detaliu picant, să mai spunem că interiorul avionului se dezinfecta și se parfuma înaintea fiecărui zbor. Din acest punct de vedere, Ceaușescu era foarte grijuliu. În decembrie 1989, cuplul Ceaușescu a fugit de pe acoperișul Comitetului Central cu un elicopter Dauphin de producție franceză din flotila prezidențială condus de pilotul Vasile Maluțan și tot cu un elicopter din flotila prezidențială condus de pilotul Alexandru Popa au fost aduse la București cadavrele soților Ceaușescu 3 zile mai târziu, pe 25 decembrie 1989. Morala poveștii noastre ar putea fi aceea că Nicolae Ceaușescu a rămas în aer până în ultimele sale clipe. Unul dintre capitolele cele mai fascinante din istoria românilor privește relația intelectualilor nației cu puterea politică. Nu este numai cazul României. În toate țările estului european, la mijlocul secolului al XX-lea, intelectualii, ca și restul societății, au trebuit să treacă în câțiva ani de la un regim politic la un altul foarte diferit. În episodul de astăzi vom vedea ce țigări fuma Gheorghe Gheorghiu Dej și ce legătură are acest detaliu cu istoria culturii române. Încă de la începuturile culturii române, în Evul Mediu, intelectualii acelor vremuri depindeau mult de conducătorii politici ai timpului. Toți cronicarii istoriei medievale au fost de fapt intelectuali aflat sub protecția vreunui domnitor. Din acest punct de vedere, putem spune că literatura și istoriografia românilor s-au născut din simbioza culturii cu puterea politică. În epoca modernă, principalele momente în care intelectualii români au dirijat istoria au fost Revoluția de la 1848 și mai apoi Unirea Țării Românești și Moldovei din anul 1859. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adică în timpul regelui Carol I,
intelectualii români au avut ocazia de a crea instituții și de a deveni persoane publice. Mai apoi, după Marea Unire din anul 1918, intelectuali precum istoricii Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu sau poetul Octavian Goga au jucat și un rol politic, dar trebuie spus că ei nu au fost reprezentativi pentru politica românească. Mai apoi, cu toate controversele sale, Carol al II-lea a fost un rege care efectiv a investit bani mulți în cultura română. Intelectualii anilor 30 rămân până astăzi un reper în cultura noastră, chiar dacă trebuie spus că unii dintre ei au fost veritabili clienți ai puterii politice. Și astfel ajungem în anii regimului comunist. Cei mai mulți intelectuali români au fost forțați să se supună sistemului politic, confirmând ceea ce cronicarul Miron Costin scria acum aproape 350 de ani. Nu vremurile sunt sub om, ci bietul om este sub vremuri, spunea el. După anul 1945, foarte mulți intelectuali, precum Lucian Blaga sau Vasile Voiculescu, sau mulți, mulți alții, au avut de suferit de pe urma comunismului. Dar pentru cei care respectau regula jocului politic, regimul lui Gheorghe Gheorghiu deja a fost foarte darnic. Mari intelectuali români, precum prozatorul Mihail Sadoveanu, savantul Constantin Parhon, compozitorul George Enescu sau criticul literar și scriitorul George Călinescu, au găsit propriile lor rețete de acomodare cu regimul comunist. În generația următoare, un romancier precum Marin Preda sau un poet precum Adrian Păunescu au avut propriile lor forme de colaborare cu regimul, chiar dacă amândoi rămân printre cei mai mari scriitori ai României în secolul 20. Dar probabil că, dintre toate, cazul cel mai spectaculos este cel al poetului Tudor Arghezi. El a reușit performanța de a scrie articole laudative atât în timpul regelui Carol al II-lea, cât și în timpul liderului comunist Gheorghe Gheorghiu Dej. Tudor Arghezi a fost practic interzis în anul 1948, dar apoi în următorii ani a fost treptat recuperat de către regimul lui Gheorghe Gheorghiu Dej. În legătură cu acest poet, există o legendă într-atât de frumoasă încât aproape nu mai contează dacă este adevărată sau nu. Se spune că la începutul anilor 50, Tudor Arghezi urma să fie reabilitat și a fost chemat la o discuție de însuși Gheorghiu Dej. Timp de minute bune, liderul Dej i-a vorbit poetului despre marile realizări ale regimului comunist. La un moment dat, Tudor Arghezi, care era un mare fumător, a cerut permisiunea să-și aprindă o țigară. Dej, care și el era fumător, i-a dat voie. Văzând că poetul scoate un biet pachet de țigări mototolite, făcute în România special pentru clasa muncitoare, Gheorghiu Dej l-a servit din propriul său pachet de țigări americane. Iar atunci Arghezi i-ar fi spus liderului comunist: tovarășe Dej, văd că una vorbim și alta fumăm. Aceasta este și morala poveștii noastre. În interacțiunea dintre lumea intelectuală și politica românească, cel mai adesea una vorbim și alta fumăm. Am aici o roșie, un cartof și un ștulete de porumb. Și m-ați putea întreba ce legătură au ele cu istoria românilor. În acest caz voi fi nevoit să vă aduc aminte că Decebal nu a mâncat niciodată mămăligă, iar Ștefan cel Mare nu știa ce sunt acelea tomatele. Mulți dintre eroii istoriei noastre, dacă prin absurd ar intra într-o piață de astăzi, s-ar simți ca pe o planetă străină. Drept care, în episodul de astăzi, vă propun să recapitulăm câteva repere din istoria alimentară a poporului român. Despre strămoșii noștri daci știm cu siguranță, măcar din dicționare, că mâncau cu plăcere varză sau brânză, precum și alte alimente foarte ecologice. Despre strămoșii romani știm că mâncau ceapă, măsline și tratau cu mare respect usturoiul. Dar nici dacii și nici romanii nu mâncau nici porumb, nici cartofi și nici vinete, din simplu motiv că aceste legume nu creșteau atunci în Europa. A trebuit ca Magellan și Columb să descopere America pentru ca masa europenilor să devină mai bogată. Cartoful, care este astăzi una dintre cele mai banale legume din bucătăria tuturor popoarelor, a ajuns în Europa în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Adică abia după anul 1550, odată ce spaniolii au colonizat America de Sud. La noi, primele culturi ale cartofului apăreau abia după anul 1800. Pe teritoriul României de azi, primele culturi de porumb
se pare că au apărut în Transilvania la mijlocul secolului al XVII-lea, așadar în jurul anului 1650, iar apoi porumbul a pătruns și în țara românească și Moldova. Cu alte cuvinte, Mihai Viteazul, atunci când a unit țările române, nu știa ce este aceea mămăligă de porumb și nici nu bănuia că peste 400 de ani urmașii lui români vor mânca popcorn. Este drept că soldaților lui Mihai Viteazul li se dădea un fel de mămăligă, dar ea era o fiertură sărată din mei râșnit, fără nicio legătură cu mămăliga pe care o știm noi. De asemenea, deseori sunt întrebat cu ce și îndulceau strămoșii noștri viața de zi cu zi. Răspunsul este simplu, cu miere. Dacii erau foarte mândri de mierea lor, iar mai apoi în Evul Mediu, în câmpia Dunării și în Moldova, se producea de asemenea o miere de o calitate excelentă. Zahărul a ajuns mult mai târziu în bucătăria noastră. Mai întâi, în jurul anului 1650, a pătruns în Europa zahărul din trestie de zahăr, care era o delicatesă scumpă. Prima fabrică de zahăr de pe teritoriul României, bazată pe cultura sfeclei albe, a apărut în jurul anului 1830, în județul Sălaj de astăzi. Câteva cuvinte acum despre banala roșie. Cum spuneam, nici Decebal, nici Mircea cel Bătrân, nici Vlad Țepeș și nici Ștefan cel Mare nu au gustat în viața lor o salată de roșii. Motivul este același. Tomatele au ajuns în Europa doar după ce spaniolii au colonizat America de Sud. Cultivarea tomatelor în bazinul Mării Mediterane și al Mării Negre a început abia în jurul anului 1550. Prima carte de bucate în care apăreau rețete cu tomate se tipărea abia în anul 1692 în Italia. În țările române, probabil că Mihai Viteazul a fost primul domnitor important care a gustat această legumă. În privința cărnii, strămoșii noștri de până la anul 1700 au mâncat carne de vită, de porc, de pasăre sau carne de vânat. De reținut că boierii români nu apreciau deloc peștele de apă dulce pe care îl considerau mâncarea săracului. Toți marii noștri domnitori de până la Mihai Viteazul nu au gustat carne de curcan. Această pasăre a venit tot din America în urma colonizării europene. În fine, acum câteva cuvinte despre tutun. În ciuda a ceea ce ați fi tentat să credeți, românii nu au fumat dintotdeauna. Tutunul a venit tot din America și a pătruns la noi de la turci după anul 1600. În popor, tutunului se spunea tămâia dracului. Iar morala acestei povești sună ca un sfat medical. Dacă Vlad Țepeș va fi prins fumând o țigară, probabil va fi considerat posedat de diavol și poate va fi tras în țeapă. A fost odată ca niciodată în România un timp în care un cântec putea să fie o armă de luptă. A fost o vreme în care o chitară era mai puternică decât o mitralieră, iar o baterie de tobe era mai eficientă decât un tank. Ne aflăm acum în Casa de Cultură a Studenților din București și vă voi reaminti eroi care nu apar în manualele de istorie. Este vorba despre tineri care erau poate mai cunoscuți și mai eficienți în lupta împotriva comunismului decât mulți dizidenți. Vă propun așadar să intrăm în tainele istoriei underground a României comunizate. În limba engleză, termenul underground înseamnă la propriu sub pământ. Și chiar așa începe povestea noastră, într-o pivniță din strada Blănari din București. Aici, în luna martie a anului 1969, lua naștere Clubul A al Facultății de Arhitectură. Mobilierul acestui club fusese plătit printr-o chetă studențească. Era vorba despre mese și scaune din stejar asamblate într-un atelier care făcea butoaie pentru Murat Varza. Acel mobilier a durat vreme de 30 de ani, dar legenda Clubului A dăinuie până astăzi. Pornită ca o muzică a protestului în lumea occidentală, cultura rock avea deja adepții ei în România. Trupe precum Roșu și Negru, Olimpic 64, Sideral sau Mondial luaseră naștere în anii 60, din inițiativa unor studenți îndrăgostiți de muzică. Faptul că ei erau la curent cu tot ce se cânta atunci în Occident arată că legăturile României cu lumea liberă nu au fost niciodată rupte cu totul. În decembrie 1969 și în mai 1971 au avut loc la București primele două ediții ale Festivalului Național de Muzică Pop Club A.
Seriile muzicale aveau loc la Casa Studenților din Capitală, iar gala avea loc la Sala Palatului. Dar cea care avea să marcheze anii 70 era o trupă de băieți din Timișoara, formația rock Phoenix. Un detaliu mai puțin cunoscut este că organizatorii Festivalului de Muzică Pop din anul 1971 au ales ca zi de deschidere data de 10 mai, adică Ziua Națională a fostului regat al României. Cenzura comunistă a sesizat coincidența, dar nu a dorit să dea amploare unui posibil scandal. La această ediție a Festivalului Club A din luna mai a anului 1971, formația Phoenix a fost doar una dintre multele trupe rock prezente cu un mesaj pe care cenzorii epocii l-au considerat a fi dubios. Formația de muzică rock Phoenix luase naștere în anul 1962 la Timișoara, iar în câțiva ani a ajuns la deplină maturitate artistică. În anul 1974, trupa Phoenix lansa albumul Muguri de Fluier, care rămâne până astăzi un clasic al rockului românesc. Apoi, în vara anului 1975, apărea albumul Canto Fabule, un alt produs de referință al genului. Dar în anul 1977, trei dintre cei patru membri ai formației Phoenix decideau să fugă în Germania. Lua astfel sfârșit, cel puțin temporar, o legendă a muzicii românești. Anii 80 au adus o altă promoție de trupe rock. În toată țara, Compact, Metropol, Celelalte Cuvinte, Voltaj și multe altele. Dar preferata mea rămâne cea care a fost trupa Iris cu solistul Cristi Minculescu. Deseori le povestesc studenților mei următoarea întâmplare. La sfârșitul anilor 80, una dintre devizele propagandei comuniste era un apel către mineri care spunea țării cât mai mult cărbune. Ei bine, la un festival rock din Craiova anului 1989, pe un afiș scria țării cât mai mult metal. Era o aluzie clară la muzica heavy metal, foarte populară atunci în Occident. Ei bine, deja în acel moment, muzica rock era o formă de protest politic. Și toate acestea se întâmplau pe când Nicolae Ceaușescu era încă în viață. Competiția dintre muzica rock și regimul comunist seamănă cu lupta biblică dintre micul David și uriașul Goliat. Trupele rock românești erau alcătuite din câțiva băieți, două chitări, o orgă electrică și câteva tobe. Dar aceste trupe au dat constant un mesaj de libertate pe care regimul nu a reușit să-l reprime. De aici, din Casa de Cultură a Studenților din București, voi spune morala poveștii noastre. La fel ca în Biblie, rock-ul a ieșit învingător asupra comunismului. Încă o dată, David l-a învins pe Goliat. Povestea noastră de astăzi ne vorbește despre unul dintre cele mai mari scandaluri ale anilor 80 din România regimului comunist. Pentru a înțelege mai bine despre ce e vorba, vă rog pe dumneavoastră, telespectatorii, să vă imaginați ce legătură există între formația The Beatles și Elena Ceaușescu, sau între aceeași Elena Ceaușescu și formația britanică Rolling Stones. Probabil veți răspunde că nu vedeți posibilă nicio conexiune. Ei bine, adevărul este că o legătură există, iar episodul nostru de astăzi ne va spune care este aceasta. Povestea aparent misterioasă a meditației transcendentale începe la sfârșitul primăverii anului 1977, când cetățeanul româno-francez pe nume Nicolae Stoian venea alături de soția sa pe litoralul Mării Negre la Neptun pentru a petrece un fel de vacanță. Nu este foarte clar ce a făcut turistul Stoian în cele două săptămâni petrecute în România și mai ales nimeni nu bănuia scandalul ce avea să urmeze. La scurtă vreme după ce s-a întors în Franța, în vara acelui așa în 1977, Nicolae Stoian s-a adresat ambasadei române din Paris, propunând un fel de program de educație spirituală ce urma să sporească performanțele oamenilor muncii din România. Cum spunea el însuși, Stoian promitea să aducă la București o știință a inteligenței creatoare. Și astfel s-a născut filiala românească a meditației transcendentale. Această formă de activism spiritual fusese creată în anii 50 de un călugăr indian pe nume Maharishi Mahesh Yogi. În deceniul următor, această formă de meditație a ajuns în Occidentul European, iar membrii celebrelor formații The Beatles sau Rolling Stones s-au declarat a fi adepți ai acestei mișcări. Meditația transcendentală a debutat la București în decembrie 1977,
că Nicolae Stoian și soția sa au susținut în diferite spitale și institute din București câteva conferințe despre avantajele acestei forme. Peste câteva luni, Ministerul Educației și Învățământului, condus atunci de activista Aneta Spornic, îi va da acordul lui Stoian pentru a organiza la București un curs pentru un număr de 20 de specialiști români. Adevărul este că Stoian a obținut aprobările din partea autorităților comuniste pentru că el promitea un program de educație mentală. Cu alte cuvinte, meditația transcendentală urma să creeze niște stahanoviști de tip nou. În plasa acestei afaceri au căzut unii dintre cei mai importanți intelectuali români ai epocii. Poetul Marin Sorescu, psihologul Aurora Liceanu, filozofii Mihai Șora sau Andrei Pleșu, muzicienii Gheorghe Zanfir sau Nicolae Florei și mulți alții au urmat acele cursuri ale meditației transcendentale. În mai 1982, o plenară a Comitetului Central a atacat activitatea așa numiților cursanți ai meditației. În total, circa 1500 de persoane au fost interogate de securitate, iar peste 250 dintre aceștia au fost pedepsiți în diferite forme. Însăși, ministra învățământului, Aneta Spornic, a fost destituită pentru lipsă de vigilență. Speculațiile în legătură cu meditația transcendentală continuă până astăzi. Versiunile publicate în presa oficială spuneau că transcendentalii reprezentau un fel de sectă sau o conjurație care urmăreau să se infiltreze în sferele puterii. A apărut chiar și un film, Răzbunarea lui Nemezis, care caricaturiza acel episod. Iar altă versiune spune că principala vinovată ar fi fost chiar Elena Ceaușescu, ea fiind rugată de omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan să dea aprobările necesare. Iar ce rol a jucat securitatea în toată această afacere încă nu este foarte clar. În episodul de astăzi vom vorbi despre o construcție splendidă de pe malul Mării Negre. Este o clădire care are mai bine de 100 de ani și a cărei istorie este copleșitoare. În anul 1914, țarul Nicolae al II-lea al Rusiei, venit într-o vizită la Constanța, a admirat această clădire alături de toată familia sa. Toți regii României, Carol I-ul, Ferdinand, Carol al II-lea și regele Mihai, au admirat-o de asemenea. Ați ghicit despre ce clădire este vorba? Dacă n-ați ghicit, o să vă mai dau câteva detalii. De la începutul secolului 20 și până astăzi, toți conducătorii României au vizitat cel puțin o dată această superbă clădire. La drept vorbind, este una dintre cele mai cunoscute construcții din România. Aproape fiecare român care ajunge pe malul Mării Negre o recunoaște. Este vorba despre impresionanta clădire a cazinoului din Constanța, inaugurată în anul 1911. Această construcție a cazinoului din Constanța urma să fie de la bun început un imn arhitectonic dedicat stăpânirii românești în Dobrogea. Pe locul cazinoului de astăzi, la sfârșitul secolului al XIX-lea, se afla o sală de spectacole pentru trupele de teatru ce ajungeau la Marea Neagră. În anul 1904, primăria Constanței l-a angajat pe arhitectul Petre Antonescu să ridice pe malul mării o clădire demnă de ambițiile orașului. Dar Petre Antonescu nu a apucat să toarne decât fundația clădirii la câțiva metri sub nivelul mării. Apoi, în urma unor alegeri locale, primarul Constanței s-a schimbat și a fost adus un alt arhitect, franco-elvețianul Daniel Renard, care atunci avea doar 32 de ani și care trecuse printr-o criză personală. Arhitectului Renard tocmai îi murise logodnica și din acest motiv se spune că această clădire are un aer mai curând sobru decât unul vesel. Cazinoul era gata în anul 1910, iar inaugurarea oficială s-a petrecut în anul 1911. În timpul Primului Război Mondial, cazinoul din Constanța a funcționat ca spital militar, apoi a fost bombardat de aviația germană, iar mai apoi a fost devastat de trupele germane și bulgare ce au ocupat Dobrogea. Refăcut în anul 1928, cazinoul din Constanța a devenit apoi vestit în următorul deceniu pentru toți marinarii și turiștii ce navigau pe Marea Neagră. Dar în anii celui de-al doilea război mondial, cazinoul din Constanța a fost din nou bombardat, de această dată de aviația sovietică.
Regimul comunist din România a transformat în anii 50 cazinoul într-un mare restaurant la parter, iar la etaj era o sală de cinematograf. Mulți lideri străini care i-au vizitat pe Gheorghe Gheorgheu Dej sau pe Nicolae Ceaușescu au fost aduși aici. Ultima renovare a cazinoului a avut loc în vara anului 1986. Dar de atunci, clădirea a intrat din nou într-un avansat proces de degradare. Deși rămâne un punct de atracție pentru toți vizitatorii Constanței, cazinoul de astăzi nu mai este decât umbra palidă a fostei frumuseți de altădată. În momentul inaugurării sale, în anul 1911, cazinoul din Constanța era una dintre cele mai frumoase construcții din România mică. Experții în artă spun că ea este cea mai frumoasă clădire în stil Art Nouveau din România și una dintre cele mai frumoase din Europa. Totuși, în zilele noastre, clădirea cazinoului din Constanța tinde să devină o ruină. Astăzi, cei 3100 de metri pătrați ai construcției se află în mijlocul unei dispute sterile între autoritățile locale și cele centrale. Chiar și așa, aproape ruinată, clădirea are o valoare estimată la 10 milioane de euro. Dar nu se știe când și cine va reface această bijuterie arhitectonică. Morala poveștii noastre este una mai curând funebră. Se pare că logodnica moartă a arhitectului Renard încă mai apasă destinul centenar al cazinoului din Constanța. La începutul lunii august a anului 1969, un eveniment aproape senzațional se petrecea la București. Aeronava Air Force One a președintelui american Richard Nixon ateriza pe pământ românesc în noul pe atunci aeroport Otopeni. Nu era prima vizită a unui lider occidental în România comunistă. Cu un an mai devreme, în anul 1968, președintele francez Charles de Gaulle fusese și el oaspetele lui Nicolae Ceaușescu. De aici, din salonul oficial al aeroportului Otopeni din București, trebuie spus că situația inedită a acelui an 1969 consta în altceva. Era prima vizită a unui președinte american într-o țară cu regim comunist din lume și totodată prima vizită din istorie a unui președinte american în România. Vă propun să vedem împreună cum s-a ajuns la acest eveniment excepțional. În acea vară a anului 1969, în ochii lumii occidentale, liderul român Ceaușescu era cel mai bine cotat șef de partid al întregii lumi comuniste europene. Ceaușescu trezise simpatii în toată lumea liberă atunci când, de la balconul Comitetului Central din București, spusese că România se va apăra cu arma în mână dacă va fi invadată de forțe sovietice, așa cum tocmai i se întâmplase Cehoslovaciei. Ajuns președinte în America în chiar acel an 1968, Richard Nixon știa foarte bine acest lucru. De fapt, mulți nu știu că această vizită din august 1969 nu era chiar prima vizită a lui Nixon în România. El mai vizitase țara noastră în anul 1967, pe când nu era decât viitor candidat pentru Casa Albă din partea republicanilor. Anticomunist convins și obsedat de pericolul Uniunii Sovietice, Richard Nixon avea să devină, surprinzător, unul dintre cei mai buni parteneri politici americani ai lui Nicolae Ceaușescu. E logic așadar să ne întrebăm cum se explică această venire a lui Nixon la București în luna august a anului 1969. Vizitându-l cu mare fast pe Nicolae Ceaușescu, Nixon semnala de fapt că apreciază gesturile de independență ale României. Câtă vreme acționa ca un rebel comunist în coasta Moscovei, românul Ceaușescu putea fi un prieten al americanilor. Acesta era, de fapt, mesajul diplomatic al președintelui american. Cum era de așteptat, Richard Nixon a fost primit cu mare bucurie de către români. Odată cu el, cel mai puternic simbol al lumii libere venea la București. În acel moment, relațiile economice și culturale dintre România și Statele Unite erau în plin avânt. Ceaușescu avea ambiția de a ajunge la un nivel de schimburi comerciale de $1 miliard pe an între cele două economii. În anii următori acestei vizite, din 1969, relațiile româno-americane s-au dezvoltat și mai mult, de la cele economice sau politice și până la importul de produse culturale.
Faptul că televiziunea română din anii 70 a rulat multă vreme unele dintre cele mai noi seriale americane, de la Comisarul Colombo până la Familia Ewing din Dallas, are, trebuie să o spunem, legătură și cu acea vizită a lui Richard Nixon. România acelor ani s-a implicat alături de alte state și în sprijinirea diplomației americane. Bucureștiul a fost un canal de comunicare între Washington și Beijing și astfel s-a ajuns la istorica vizită a lui Richard Nixon în China din anul 1971. Morala poveștii noastre vorbește despre cât de ironică poate să fie istoria. Pe termen scurt, Nicolae Ceaușescu a părut a fi mai norocos decât Richard Nixon. În chiar anul 1974, în care Nixon părăsea Casa Albă ca urmare a scandalului Watergate, Nicolae Ceaușescu devenea primul președinte al României comuniste. Dar pe termen lung, rolurile au fost inversate. Richard Nixon este și astăzi un președinte onorat al Americii, pe când imaginea lui Nicolae Ceaușescu alternează printre români, așa cum spuneam, între caricatură și nostalgie. Deseori spunem că oamenii sunt egali în fața morții și în alte episoade ale serialului nostru am vorbit despre moartea unor oameni politici, survenită fie pe căi naturale, fie prin comploturi sau asasinate. Povestea noastră de astăzi vorbește despre câteva decese care rămân nelămurite. Mai interesant este că cei despre care vom vorbi sunt trei mari scriitori români. Așadar, vă propun să intrăm în tainele morților misterioase ale lui Nicolae Labiș, Marin Preda și Ioan Petru Culian. Atunci când a încetat din viață la sfârșitul anului 1956, Nicolae Labiș era un tânăr poet de 21 de ani. În momentul morții sale, în mai 1980, Marin Preda era un scriitor deja consacrat, în vârstă de 58 de ani. În fine, Ioan Petru Culianu era în anul 1991 un tânăr savant de 41 de ani, ce părea promis unui mare viitor. Ceea ce îi unește pe acești intelectuali atât de diferiți este chiar misterul morții lor. Născut în decembrie 1935 în familia unor învățători suceveni, Nicolae Labiș a căpătat, chiar și în tulburii anii 50, în contextul dogmatismului stalinist al epocii, o autentică faimă literară. Poemul Moartea Căprioarei, publicat în anul 1955, este și astăzi una dintre capodoperele literaturii române. În seara zilei de 9 decembrie 1956, după o masă la care și aniversase împlinirea vârstei de 21 de ani, Nicolae Labiș a suferit un bizar accident de tramvai în chiar centrul Bucureștiului. Aparent amețit de alcool, el și-a pierdut echilibrul între două vagoane și a fost accidentat grav. Imediat au apărut zvonuri despre faptul că ar fi fost împins, fie de un alt călător neatent, fie de vreun concurent literar invidios. În ciuda stupidității morții sale, amintirea marelui talent al lui Labiș rămâne intactă. Ne aflăm acum în fața camerei în care a murit scriitorul Marin Preda, la Palatul Mogoșoaia de lângă București. De fapt, dosarul acestei morți rămâne în continuare deschis. La începutul anului 1980, tocmai apăruse romanul Cel mai iubit dintre pământeni, care s-a bucurat de un imens succes. La două luni după acest eveniment literar, pe 16 mai 1980, Marin Preda a murit aici, aparent tot pe fondul consumului de alcool. Și imediat au apărut speculațiile. Marin Preda putea fi ucis de un agent sovietic sau de un agent al securității române, poate la comanda Moscovei. Este drept că romanul Deliru, pe care Marin Preda îl publicase în anul 1975, produsese o vie nemulțumire la Moscova și se pare că scriitorul a primit apoi mai multe scrisori de amenințare. Iar moartea sa are până astăzi latura sa de mister. Familia scriitorului Preda încă mai crede că moartea sa nu a fost una naturală. Și astfel ajungem la asasinarea savantului și scriitorului Ioan Petru Culianu. Născut la Iași în ianuarie 1950, Culianu fugise din România în anul 1972 și devenise în anii 80 un promițător istoric al religiilor, care mergea pe urmele ilustrului Mircea Eliade. Pe 21 mai 1991, în plină zi,
Culianu a fost împușcat într-o toaletă a Universității din Chicago. Unii au pus acest asasinat pe seama colegilor săi care puteau fi invidioși pe succesul tânărului savant provenit din România. Alții leagă moartea lui Culianu de o răzbunare a securității române care l-ar fi urmărit mai demult. Certe că toți cei trei, adică Nicolae Labiș, Marin Preda și Ioan Petru Culianu, au murit la o vârstă în care erau în plină forță creatoare. Deocamdată rămân neclare toate detaliile morților lor și rămâne de văzut dacă se vor clarifica vreodată. Dar este limpede că istoricii generațiilor viitoare vor avea mult de lucru pe aceste subiecte. Morala poveștii noastre este un elogiu adus intelectualilor. Intelectualii sunt gardienii valorilor în orice societate. Paradoxul situației face ca astăzi să știm mai multe despre asasinarea omului politic Ion Gheorghe Duca decât despre asasinarea savantului Ioan Petru Culianu. Lumea intelectualilor are propriile sale mistere, iar un popor care nu-și prețuiește intelectualii este un popor care riscă să iasă din istorie. Există în istoria noastră contemporană un episod într-atât de jenant încât rare ori este adus în discuție chiar și în zilele noastre. Din cauza dorinței de răzbunare a lui Stalin asupra lui Hitler, în ianuarie 1945, 100.000 de cetățeni români au devenit un fel de sclav modern care au fost trimiși cu trenul la muncă în altă parte a lumii. Vă propun așadar în acest episod să vorbim despre deportarea în Uniunea Sovietică a germanilor din România la începutul anului 1945. În anii celui de-al doilea război mondial, relațiile dintre români și cetățenii de etnie germană din țara noastră au decurs normal, așa cum decurgeau de secole. Este drept că unii dintre sașii și șvabii din România, ca și alți germani din Europa, au fost o vreme atrași de fantasmele lui Hitler. Dar în Banat și în Transilvania, inclusiv în acea parte a Transilvaniei ocupată de Ungaria, conviețuirea dintre români și germani a rămas una pașnică. Spre sfârșitul celui de-al doilea război mondial, pe măsură ce armata lui Stalin înainta spre centrul continentului, minoritățile germane din Europa de Est au devenit ținta răzbunării sovietice. Este drept că Uniunea Sovietică a suferit cumplit în anii războiului, iar trupele germane ale lui Hitler s-au comportat în Ucraina și Rusia cu o duritate deseori criminală. În consecință, în anul 1945, Moscova a decis ca toți germanii, indiferent de țara în care trăiau, să plătească păcatul lui Hitler de a fi atacat Uniunea Sovietică. În cazul României, această decizie a survenit la mijlocul lunii ianuarie 1945. La cererea sovieticilor din Comisia Aliată de Control și din Ordinul Comandamentului Sovietic de la București, cetățenii de etnie germană din România au fost triați, iar cei mai tineri dintre ei au fost trimiși la muncă forțată în Uniunea Sovietică. Acești cetățeni ai României au fost trimiși în diverse colțuri ale Uniunii Sovietice pentru a reconstrui ceea ce dărâmase armata lui Hitler. Singura lor vină era aceea de a fi etnici germani. În anii 1945 și 1946 au fost deportați în Uniunea Sovietică între 80.000 și 150.000 de astfel de oameni. O cifră sigură nu există pentru că autoritățile sovietice nu aveau niciun interes în a menține o evidență exactă a lor. Prin ordinul sovietic din 16 ianuarie 1945, bărbații între 17 și 45 de ani, precum și femeile între 18 și 30 de ani, toți de etnie germană, erau deportați la muncă în Uniunea Sovietică. Toți acești bărbați și femei, dintre care doar o mică parte avuseseră de-a face cu politica antisovietică a naziștilor, au răscumpărat prin munca lor neșansa de a vorbi aceeași limbă maternă cu Adolf Hitler. Dintre cei circa 100.000 de etnici germani care au fost trimiși la muncă în URSS, se estimează că 20% nu s-au mai întors niciodată. Unii dintre ei au murit sau, în cazul mai fericit, unii și-au făcut familii pe pământ sovietic. Cei mai mulți s-au întors însă în România. Un astfel de caz este deja celebru în literatura mondială. La începutul anului 1945, o tânără bănățeancă de etnie germană din actualul județ Timiș s-a ascuns vreme de mai multe săptămâni nedorind să fie deportată.
Dar într-o dimineață a nins, astfel încât soldații care au venit să o caute i-au văzut urmele prin zăpadă și au prins-o. Tânăra și-a petrecut următorii 5 ani la muncă undeva în Ucraina de astăzi. Ulterior s-a întors în România și ea a devenit mama scriitoarei laureate Nobel Herta Müller, care spune că și astăzi urăște ninsoarea pentru că atunci, în anul 1945, zăpada a trădat-o pe mama ei. Pentru deportarea etnicilor germani din anul 1945, guvernul român nu este vinovat, după cum nu toți germanii din România erau vinovați de colaborarea cu Hitler. Dar chiar și sovieticii aveau aici un alibi real. Ei doreau să-i facă să sufere pe germani, așa cum germanii îi făcuseră să sufere pe ruși în anii războiului. Episodul nostru de astăzi ne aduce în atenție un personaj foarte ciudat. Cu un doctorat luat în Germania, eroul nostru a ajuns apoi prieten al Uniunii Sovietice. Român născut în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea, acest erou are astăzi o imagine mai bună la Budapesta decât la București. Moșier el însuși, el va ajunge prim-ministru în primul guvern pro-comunist al țării. Așadar, vă propun să intrăm astăzi în misterele vieții și morții celui care a fost Petru Groza. Născut în decembrie 1884 într-un sat din județul Hunedoara, Petru Groza urma să împlinească 61 de ani în momentul în care, la presiunea Moscovei, el devenea prim-ministru al României, în ziua de 6 martie 1945. Bărbat foarte inteligent și plin de farmec pentru cei care erau prieteni, Petru Groza a devenit tovarășul de drum cel mai bun al comuniștilor. Deși era un burghez moșier 100%, Petru Groza și-a trădat propria categorie socială și a devenit instrumentul politic perfect al comuniștilor. În cariera politică a lui Petru Groza există câteva momente care au influențat atât viața lui, dar mai ales viața țării. Mai întâi, imediat după anul 1918, s-a născut antipatia reciprocă dintre el și Iuliu Maniu, viitorul lider al țărăniștilor. Deși ambii erau ardeleni, Groza și Maniu erau persoane total diferite. Această antipatie a durat apoi toată viața lor. După ce comuniștii au luat puterea în România, Groza a mai intervenit pentru unii dintre foștii săi cunoscuți. Dar nu există nicio dovadă cum că Groza ar fi ușurat prin ceva ultimii ani ai lui Iuliu Maniu. Dimpotrivă, liderul țărănist a murit în închisoarea de la Sighet în februarie 1953, pe când Petru Groza se afla la apogeul puterii sale politice. Deși e mai puțin cunoscută de românii de azi, adversitatea dintre Iuliu Maniu și Petru Groza a fost una dintre cele mai mari dușmănii politice din istoria noastră contemporană. Al doilea eveniment dubios din viața de prim-ministru al lui Petru Groza este cel întâmplat în luna august a anului 1945. Regele Mihai, care nici el nu-l simpatiza pe Petru Groza, i-a cerut acestuia să-și dea demisia. Dar știind că Moscova și Stalin sunt de partea sa, Groza a refuzat să facă acest lucru. El a rămas în funcție așa cum îi cereau aliații săi comuniști. Petru Groza a fost singurul premier din istoria democratică a țării care a arătat că disprețuiește atât Constituția cât și pe regele țării. În dimineața zilei de 30 decembrie 1947, Petru Groza și Gheorghe Gheorghiu Dej au fost cei doi care l-au determinat pe regele Mihai să abdice și să plece din țară. Petru Groza a fost unul dintre cei mai mari cameleoni ai politicii românești. Scriitorul și criticul George Călinescu spunea că Groza are cel mai cinstit zâmbet din lume. În schimb, ambasadorul britanic la București, Archibald Clark Kerr, spunea că același Groza avea privirea unui boxer care te poate lovi în orice clipă. Nici astăzi nu e foarte clar care dintre aceștia era adevăratul Groza, fostul moșier sau prietenul comuniștilor. Lui Petru Groza îi plăcea să-i se reamintească titlul de doctor. De fapt, formula oficială era doctor Petru Groza. Și aceasta nu pentru că Petru Groza ar fi avut vreo legătură cu medicina, ci pentru că în tinerețe el obținuse un doctorat în drept la Leipzig, în Germania. În schimb, cea care i-a pus capăt vieții a fost totuși o problemă de ordin medical. Spre sfârșitul anilor 50,
Petru Groza a început să sufere cumplit de pe urma unui cancer la intestinul gros. Petru Groza a murit în ianuarie 1958, iar la înmormântarea sa a fost prezent și un sobor de preoți. Ca prin minune, o slujbă religioasă s-a auzit în transmisia radio de la fața locului. Morala poveștii noastre este că acesta a fost ultimul paradox din viața unui cameleon. El, care fusese unul dintre cei ce aduseseră ateismul în România, a fost și primul dintre prietenii comuniștilor căruia i s-a făcut o slujbă religioasă oficială. Episodul nostru de astăzi vorbește despre materia prima a istoriei. Deseori le spun studenților mei că pietrele fundamentale care se află la baza istoriei nu sunt eroi, nici războaiele și nici tratatele din istoria lumii. Cărămida fundamentală din care este construită istoria este timpul. Dacă prin absurd timpul s-ar opri în loc, este limpede că n-am mai avea nici istorie și nici istorici. Dar din fericire pentru colegii mei profesori de istorie, timpul va merge mai departe. Dar timpul nu are valoare decât atunci când oamenii îl măsoară. Drept care episodul nostru de astăzi va vorbi despre aventurile contemporane ale măsurării timpului. Imaginați-vă că în secolul trecut în România a existat un an care nu a avut 365 de zile, ci numai 352 de zile. Cum a fost posibil un an mai scurt cu 13 zile și ce legătură există între armata franceză din secolul trecut și rușii care vin astăzi în România să serbeze Crăciunul? Vom vedea în minutele următoare. Povestea noastră începe în februarie 1582, când Papa Grigore al XIII-lea a decretat trecerea lumii catolice de la calendarul iulian la calendarul care îi va purta numele, adică gregorian. Motivele acestei ajustări a calendarului erau religioase. Era vorba despre sărbătoarea Paștelui și de o diferență de 10 zile care se crease între calendarul solar și calendarul fazelor lunii. Astfel, în anul 1582, în lumea catolică, ziua de 4 octombrie a fost urmată de ziua de 15 octombrie. În acel an 1582, decretul papei Grigore al XIII-lea a fost adoptat de câteva state, printre care principatele italiene, Polonia, Spania și Portugalia. Imperiul Britanic a adoptat calendarul gregorian abia în anul 1752, iar unele țări nordice în 1776. Țările ortodoxe au refuzat atunci această schimbare. Este și cazul României, care a păstrat calendarul iulian până la Primul Război Mondial. În anii Primului Război Mondial, diferența dintre cele două calendare ajunsese la 13 zile. Din cauza calendarelor diferite, data de la București nu corespundea cu data din capitalele aliate Paris sau Londra. Astfel, ziua în care armata română trecuse Carpații spre Transilvania era 15 august 1916 la București, dar era ziua de 28 august 1916 la Paris. Cum în România venise o misiune militară franceză condusă de generalul Berthelot, această diferență de 13 zile crea probleme. Așa se explică faptul că una dintre primele priorități ale guvernului român, imediat după sfârșitul Primului Război Mondial, a fost renunțarea la calendarul iulian și trecerea la calendarul gregorian, propriul lumii occidentale spre care România tindea. Astfel, printr-un decret lege al guvernului Ionel Brătianu, ziua de 1 aprilie 1919 pe stil vechi, adică iulian, a devenit ziua de 14 aprilie pe stil nou, după calendarul gregorian. Trecerea României la calendarul gregorian a făcut ca anul 1919 să fie mai scurt cu 13 zile. Dar mai ales i-a semnificat dorința României de a se adapta ritmului lumii occidentale. Această schimbare a calendarului nu a fost bine primită de toată lumea. Unii capi ai Bisericii Ortodoxe au considerat-o o trădare a tradiției și nu au aplicat-o niciodată. Așa se face că ortodoxii de stil vechi din Rusia sau din Serbia serbează Crăciunul în ziua de 7 ianuarie a calendarului gregorian, atunci când este 25 decembrie în calendarul iulian.
Această diferență de calendar face ca la fiecare început de ianuarie în România să vină ruși, ucrainieni sau cetățeni ai Republicii Moldova, care celebrează Crăciunul pe stil vechi. Această diferență va dăinui până în anul 2100, când cele două calendare se vor recalcula iarăși. Iar morala poveștii noastre este că Iisus Hristos s-a născut sigur acum 2000 și ceva de ani, dar încă data nașterii sale nu este aceeași pentru toți creștinii. Episodul nostru de astăzi va pune în fața dumneavoastră, a telespectatorilor, un fel de oglindă. Vom vorbi despre dumneavoastră, despre părinții și bunicii pe care i-ați avut, dar mai ales despre o schimbare majoră intervenită în decorul social al României. Ceea ce toți românii știu este că dacă sap la rădăcina genealogică a fiecăruia dintre noi, sunt șanse mari să găsești, cu una, două sau trei generații în urmă, o familie de țărani. Unii se întreabă dacă acesta este un motiv de jenă sau, dimpotrivă, un motiv de mândrie. Ca și unii dintre dumneavoastră, și eu sunt nepotul unor oameni care s-au născut într-unul dintre satele Olteniei românești. Și, sincer, sunt foarte mândru de bunicii mei, chiar dacă ei nu locuiau și nu lucrau în buricul Bucureștiului, așa cum lucrez eu astăzi. De fapt, acum 200 de ani, cea mai comună locuință din spațiul românesc o reprezenta Bordeiul de Pământ. Astăzi, cea mai comună locuință imaginabilă este apartamentul de bloc. Pe acest drum de la Bordeiul de Pământ la cartierele de blocuri s-a scris istoria urbanizării românești. Potrivit recensământului din anul 1930, România Mare avea atunci aproape 18.053.000 de locuitori. Dintre aceștia, circa 80% locuiau la sate și abia 20% trăiau în orașe. În ciuda a ceea ce se crede, migrația românilor de la sat spre oraș nu a început odată cu instaurarea regimului comunist, ci atunci, în anii 30 ai secolului trecut. Acest lucru este vizibil în vechiul regat al României Mici, dar și în noile provincii ale României Mari, precum Transilvania, în care etnicii români au venit de la sate către orașe și așa au luat naștere cartierele noi urbane, adică părțile românești ale vechilor burguri ungurești sau germane. Dar odată cu dezvoltarea comunistă a industriei și cu atragerea tineretului către orașe, numărul etnicilor români a crescut în toate zonele urbane din țară. Pentru ca acești orășeni mai vechi sau mai noi să aibă o locuință, regimul lui Gheorghe Gheorghiu Dej a început construcția blocurilor de locuințe după un model pe care îl văzuse în Cehoslovacia. Dar cele mai multe cartiere de blocuri au fost construite în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Mai bune sau mai rele, aceste locuințe la bloc au fost primele case în oraș pentru milioane și milioane de români. În anul 1948, România avea aproape 15.880.000 de locuitori. La recensământul din anul 1966, populația țării trecuse de 19 milioane, iar la recensământul din ianuarie 1977 se înregistrau deja 21,5 milioane de locuitori. Din acest punct de vedere, momentul de cotitură în istoria contemporană a României îl reprezintă anul 1985. În acel an, statisticile arată un echilibru relativ. 50% din populația României locuia la sate, iar 50% locuia la orașe. Așadar, în anul 1985, jumătate din cetățenii României locuiau la oraș, iar cealaltă jumătate locuia la sate. Astăzi, aceste blocuri de locuințe, precum cele din spatele meu, par a fi niște colivii suspendate. Dar în anii 60 și în anii 70, pentru tinerii care abia veniseră din satele modeste ale familiilor lor, aceste apartamente cu apă caldă și cu un confort minimal reprezentau un pas înainte. Istoria urbanizării românești nu poate face abstracție de aceste blocuri de locuințe. Cel puțin pe hârtie, cei mai mulți locuitori ai României de astăzi locuiesc în orașe. Și totuși se petrece o evoluție curioasă. Unii români se întorc la sate pentru că nu mai au un loc de muncă la oraș.
iar mulți tineri din mediul rural rămân acasă pentru că orașul nu le mai oferă nicio promisiune. Morala poveștii noastre este că balanța dintre sat și oraș încă nu s-a stabilizat în România. Așadar, aceasta rămâne o poveste cu va urma. Nicolae Ceaușescu a condus România vreme de 24 de ani, din 1965 și până în 1989. În toată această perioadă, anul 1977 funcționează ca o piatră de hotar. Pe de o parte, acel an se afla exact la mijlocul epocii Ceaușescu, 12 ani înainte, 12 ani după el. Iar pe de altă parte, acel an 1977 a fost un an plin de crize pentru regimul Ceaușescu. Mai întâi, în ianuarie 1977, avea loc mișcarea pentru drepturile omului, inițiată după model cehoslovac de scriitorul dizident Paul Goma și alți intelectuali români. Mai apoi, în martie 1977, un cutremur devastator afecta Bucureștiul și alte orașe din țară. Dar în episodul de astăzi vom reaminti un alt eveniment excepțional din acel an. În vara anului 1977, minerii din Valea Jiului declanșau o grevă. Se producea astfel primul protest muncitoresc masiv din timpul regimului Nicolae Ceaușescu. La mijlocul anilor 70, în propaganda regimului, minerii erau prezentați ca un detașament disciplinat și conștient politic al clasei muncitoare. În realitate, viața lor era foarte dură, iar regimul le oferea recompense puține și promisiuni multe. În subteran, accidentele de muncă erau relativ dese. La începutul lunii iulie anului 1977, legislația muncii referitoare la minere a fost modificată. Unele pensii de invaliditate au fost suprimate, iar vârsta de pensionare a crescut de la 50 la 52 de ani. În Valea Jiului, unde lucrau în sectorul minier aproape 100.000 de oameni, exista o mai veche problemă. Regimul promisese construirea unor fabrici pentru soțiile minerilor, dar ele nu se materializaseră. În plus, ca în toată țara, aprovizionarea cu alimente și bunuri de consum din Valea Jiului era din ce în ce mai precară. În aceste condiții, pe 1 august 1977, minerii de la exploatarea Lupeni au intrat în grevă. La primele ore ale zilei, ei au vrut să organizeze o delegație care să ducă la București revendicările lor. Totodată, ei au contactat tovarăși mineri de la Anina, Aninoasa, Paroșeni, Petroșani și alte mine. Speriate, oficialitățile au blocat toate trenurile care plecau din Valea Jiului. Dar acest lucru i-a enervat și mai mult pe mineri. Și astfel ei au venit cu o cerere insolită. Au spus că nu vor înceta greva până ce autoritățile de la București nu vor veni în Valea Jiului ca să discute cu ei. În acele zile de început de august 1977, Nicolae Ceaușescu era în vacanță, în reședința sa de la Neptun la Marea Neagră. Nedorind să-l deranjeze pe conducător, secretarul Comitetului Central Ilie Verdeț și alți activiști au mers pe 2 august 1977 în mijlocul greviștilor de la Lupeni. Dar tonul arogant al lui Verdeț și mai ales amenințările pe care el le-a sugerat i-au întărâtat și mai mult pe mineri. După niciun sfert de oră de la sosirea lui în Valea Jiului, Ilie Verdeț a fost luat pe sus și a fost închis în ghereta unui portar de la o intrare în mină. Începând din acel moment, pretențiile minerilor au crescut. Ei au cerut ca Nicolae Ceaușescu personal să vină să discute cu ei. Și astfel se face că în ziua de 3 august 1977, Nicolae Ceaușescu și-a întrerupt vacanța la Marea Neagră și a venit la Lupeni în mijlocul greviștilor. La întâlnirea cu el au participat peste 30.000 de mineri, ai căror reprezentanți ad hoc au prezentat o listă cu 26 de revendicări. În acel moment, Nicolae Ceaușescu a fost foarte abil și a promis minerilor ceea ce ei doreau să audă. Dar în săptămânile următoare, după ce oamenii s-au calmat, a început represiunea. Peste 800 de greviști au fost interogați în sedii ale securității de la Târgu Jiu și Petroșani, 15 lideri ai greviștilor au primit condamnări de până la 5 ani închisoare, iar 40 de mineri au fost internați în spitale psihiatrice.
Greva minerilor din anul 1977 semnifică despărțirea definitivă dintre liderul Nicolae Ceaușescu și clasa muncitoare pe care el spunea că o reprezintă. În vara acelui an, minerii din Valea Jiului s-au comportat ca niște autentici sindicaliști, solidari și curajoși. Din păcate, un deceniu mai târziu, în anul 1990, minerii din Valea Jiului au căzut pradă manipulării și au venit la București, creând României o proastă reputație în presa lumii. Dar despre acest episod o să vorbim altă dată. Primele decenii ale secolului al XX-lea, presa de tip tabloid nu exista în România, iar paparații nu apăruseră nici ei. Altfel, cu toții ar fi avut multe de comentat pe seama detaliilor picante din viața regelui Carol al II-lea. Așadar, vă propun în episodul de astăzi să vedem în ce măsură Carol al II-lea chiar a fost regele playboy despre care vorbesc unii istorici. Viitorul rege Carol al II-lea s-a născut în ziua de 16 octombrie 1893 la Peleș, ca prim fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria. Expansiv și inteligent, dar și pasional și încăpățânat, Carol al II-lea a manifestat de timpuriu multe dintre calitățile, dar și defectele poporului pe care urma să-l conducă. Despre Carol al II-lea se spune adesea că era excesiv de pasionat de femei. Vă propun să vedem ce este adevăr și ce este legendă în toată această poveste. Prima iubire a viitorului rege s-a înfiripat în anul 1913, pe când Carol al II-lea avea 20 de ani, în persoana unei tinere bucureștence pe nume Ela Filiti. A fost mai curând un amor post-adolescentin fără urmări. A doua iubire din viața lui Carol a fost în toamna lui 1916, o liceană pe nume Maria Martini, fiica unei familii ce locuia la poalele dealului Cotrocenilor din București. Și apoi, repede, a urmat cea de-a treia poveste amoroasă cu Ioana Lambrino, supranumită Zizi. Al patrulea amor, pasager, a avut-o drept eroină pe o actriță din București, pe nume Mirela Marcovici. A urmat apoi a cincea poveste amoroasă, care ar fi trebuit să fie ultima. În martie 1921, Carol al II-lea s-a căsătorit cu Elena, fiica regelui Constantin al Greciei. Iar din această căsătorie s-a născut apoi unicul lor fiu, viitorul rege Mihai. Numai că în viața lui Carol al II-lea a apărut ulterior și un al șaselea amor, anume Elena Lupescu, femeia care avea să-l marcheze nu numai pe Carol al II-lea, ci și viața țării. Cei care spun că regele Carol al II-lea ar fi fost un rege playboy pierd din vedere un detaliu foarte important. Din momentul în care a cunoscut-o pe Elena Lupescu în februarie 1925 și până la moartea sa în aprilie 1953, Carol al II-lea i-a fost ducă-i de o fidelitate exemplară. Cei doi s-au căsătorit în exil în august 1949. Vreme de aproape 30 de ani, Elena Lupescu a fost singura femeie din viața lui Carol al II-lea. În ciuda a ceea ce îndeoște se crede, cele mai mari probleme pentru tânărul Carol al II-lea nu le-a pus Elena Lupescu, ci iubirea lui cu numărul 3, adică Ioana Zizi Lambrino. Căzut amorezat de această fiică a unui maior din București și trecând de rezervele familiei, în toamna anului 1918, adică încă în timp de război, prințul Carol a dispărut pur și simplu din țară și cei doi s-au căsătorit pe ascuns într-o biserică rusă din Odessa. Ulterior, un tribunal român a anulat mariajul imediat ce s-a aflat despre el, dar Zizi Lambrino era deja gravidă și un fiu pe nume Mircea s-a născut după desfacerea acelei căsătorii morganatice. Așadar, s-ar zice că firea nestatornică a lui Carol al II-lea i-ar fi creat acestuia multe probleme de ordin sentimental. Totuși, palmaresul amoros al acestui rege pare mai curând modest. Tot ce putem proba sunt legăturile sale cu 6 femei: Ela Filiti, Maria Martini, Zizi Lambrino, Mirela Marcovici, regina Elena și Duduia Elena Lupescu. Pe 3 dintre aceste 6 femei, regele Carol al II-lea le-a luat de soție. Și dat fiindcă românii, ca mai toți latinii, se laudă adesea cu multele lor cuceriri, s-ar putea ca regele Carol al II-lea să fie puțin sub media națională a succeselor masculine. În
În comparație cu regi sau președinți din Anglia, Franța sau Statele Unite ale Americii, pe urma cărora s-au identificat zeci de amante, Carol al II-lea intră mai curând în rândul timizilor decât în rândul bărbaților fatali. Ceea ce l-a înlăturat pe Carol al II-lea de pe tronul României nu a fost vreo aventură galantă, ci aventura militară a armatelor lui Hitler, care în vara anului 1940 au îngenunchiat Franța. Iar morala poveștii noastre este că popoarele trebuie să judece conducătorii după ceea ce ei fac în timpul zilei și nu în timpul nopții. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.